Eu sunt Tudor, acum în clasa a 6-a și vreau să vă spun azi despre experiența mea cu cel mai bun prieten din copilărie. Eu și Alex eram prieteni de la grădiniță. Ne jucam foarte mult împreună acolo, iar mai târziu, după ce am intrat la școală, eram nedespărțiți, mai ales în weekenduri pe care le cam petreceam împreună. Prietenia noastră a evoluat frumos. Am început să rămânem peste noapte unul la celălalt acasă. Ieșeam în parc și la proiectele pentru școală făceam mereu echipă. Am ieșit împreună și în scurte excursii cu părinții noștri sau am fost în vizite la bunicii celuilalt. Ne-am făcut prieteni noi, atât fete cât și băieți. Am început să ieșim cu bicicleta în grup mai mare. Ne simțeam foarte bine. Prietenia noastră a ținut până acum în clasa a 6-a, când eu am decis să mă distanțez, doar ce prietenia cu vechiul și bunul meu prieten a început să îmi creeze probleme și emoții negative, precum tristețea, furia, dezamăgirea, rușine și vinovăție. Încă de la intrarea în gimnaziu, am avut semne că prietenia noastră nu mai funcționează ca și în trecut. Așa că, deși mi-a fost greu să fac pasul, până la urmă am decis că este cel mai bine pentru mine. Nu ne-am certat deloc, doar că eu m-am distanțat treptat. Pune materialul pe pauză și gândește dacă și tu ai trecut sau treci printr-o experiență asemănătoare. Dacă răspunsul tău este afirmativ, amintește-ți ce emoții ai simțit sau simți atunci când te gândești la relația ta cu prietenul tău. Îți voi spune și ție care au fost semnele care mi-au arătat că Alex nu mai este potrivit pentru mine. Odată cu vârsta, interesele noastre se modifică. Eu, de când am intrat în gimnaziu, am fost mai motivat să învăț, să mă pregătesc pentru școală. În schimb, Alex își petreceam tot mai mult timp afară cu alți băieți mai mari, fără să facă ceva anume, mai mult pierzând vremea. Insista să ies cu ei. Uneori am ieșit, dar ei stăteau mai mult pe telefon, nici măcar nu povesteau, așa că am renunțat să o mai fac. Chiar dacă în trecut ne distram pe cinste, acum, din păcate, nu mai găseam nici măcar subiecte comune de discuție. Un prieten bun nu insistă să faci lucruri nepotrivite pe care tu le refuzi și pe care nu dorești să le faci. Nu te încurajează să procedezi invers față de cum îți dorești și nici nu încearcă să te convingă sau chiar să te manipuleze prin intermediul diferitelor amenințări, precum dacă nu faci asta, nu mai suntem prieteni. Alex a început să fumeze cu băieții mai mari și a încercat să mă convingă și pe mine. Un prieten nepotrivit îți judecă alegerile. De foarte multe ori îți critică aspectul fizic, stilul vestimentar, te judecă pentru telefonul pe care îl ai, pentru hainele pe care le porți, etc. Alex îmi spunea mereu că nu îi place cum mă îmbrac și că freza mea e demodată. Îi plăcea să facă asta, mai ales când erau și alți prieteni. Spune minciuni atât despre sine cât și despre alții. Nu știe să recunoască o greșeală și te învinovățește pe tine pentru comportamentul lui. Alex îmi spunea deseori că el are doar note de 10, deși eu știam că nu prea mai învață. Un prieten nepotrivit nu îți este alături atunci când ai nevoie de el, ci îți va fi alături atunci când el are nevoie de tine. Drept urmare, atunci te va suna și te va căuta. În ultimul timp, Alex mă suna atunci când nu avea cu cine să iasă afară. Încrederea este fundația oricărei prietenii. Dacă prietenul tău împărtășește cu ceilalți secretele tale, înseamnă că nu este un prieten bun. Eu m-am simțit jenat, furios, dar cel mai mult dezamăgit când Alex a spus un mic secret unui colege de clasă. Întreabă-te, mă simt eu bine, fericit în preajma lui. Dacă întâlnirile cu prietenul tău nu te mai bucură, nu îți dau o stare de bine pozitivă, atunci e bine să te distanțezi. Eu așa am procedat cu Alex.
Care crezi tu că ar putea fi urmările unei prietenii nepotrivite? Diminuarea încrederii în sine. Alegeri greșite legate de consum sau de petrecerea timpului liber. Probleme școlare. Stres. Alegerea greșită a viitorilor prieteni. Comportament delicvent, adică ilegal. Gândește-te la tine și la comportamentul tău și analizează dacă tu ești un bun prieten pentru prietenii tăi. Dacă ți-ai dat seama că ar trebui să schimbi ceva, începe de azi. Prietenia este cel mai frumos sentiment oferit oamenilor, dar nu uita că tu ai control deplin să renunți la o prietenie atunci când este nepotrivită. Un prieten e acela care îți dă libertatea să fii tu însuți.